Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din țara America, de nord, Statele Unite, vrea să readucă la viață diverse animale dispărute de mai mult timp, gen sute mii de ani, cum ar fi tigrul tasmanian. Așa. Care este un tigru, doar că tasmanian, în formă de câine, mamutul și pasărea dodă. Toată viața mea am fost sigur că Jurassic Park o să devină realitate într-o zi. Exact. Asta mă gândesc și eu. E primul pas către Jurassic Park. Scris ce ați mânca din astea? Dacă ar fi să fie eu, tigru tasmanian n-aș mânca, cum pentru că seamănă cu cățelul. Nici dar mamut... Aș băga trompă de mamut fără nicio... Să vorbesc serios. La dodo, te-ai băgat și la dodo? La dodo cum? Sigur? Păi aripioare de dodo, nu trebuie multe aripioare. Hai mă, că nu poți să mănânci așa. Dodo este o pasăre mare, are mai mult de un metru înălțime. Cred că e una dintre cele mai... După struț ceva ce de ceva. Ce metru? Are un metru înălțime dodo. Avea, că nu mai are. Pe câți metri înălțime are struțul, Vlad, că mai a cap? Struțul are vreo 2-3. Și dodo era o piticanie, adică. Da, da, era pasăre ca o mare. Imensă. Da, era mare. Era ca un curcan mai mare. Am zis că era una dintre cele mai mari păsări în afară de struț. Hai că ai documentat că știm niște dimensiuni ce de tot sau mai... vorbim din... Da, am documentat un metru înălțime. Ah, ok, gata, scuză-mă familia. Deci era ca un porumbel uriaș. Da. Zbura? Sau era nu ca găina? Nu zbura, de-aia și era foarte încrezătoare. De-aia n-a scăpat. Apropo de... Îi făceai pui și după aia o făceai friptură. Apropo de gluma favorită unei amic. Ah. Aia, cu ce, bă, văd mereu pe carne, scrie din, sau pe ouă, găini crescute la sol. Și nu se mai crezi, mă, că se zburau odată în aer. Când zburau găinile, zici, uite, acum le țin la sol, nebunii ăștia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.